questo un nuovo artista dentro generazione che si maturizzasse a cui Marius Burhan in această galerie și generoasă și provocatoare la nivelul cromatic, cu o expoziție care, în dialog strâns cu suportul mural, reușește să se impună cu o retorică formală și cromatică, precisă și puternică, eficientă. Întreg demersul lui Marius Burhan, la care asist de câțiva ani, este un prospectare, o interogare a picturii în resorturile ei și în felul acesta cred că drumul său se detașează, detașează vizibil de cel al artistului inclusiv, artistului care creează sub presiunea subiectivității, nu pentru că aceste presiuni ar lipsi în relația sa cu suprafața, cu culoarea, ci pentru că există un interes pentru structura formală, pentru ceea ce înseamnă ordinea și rigoarea compozițională, tocmai într-un fel construindu-se deasupra sau împotriva acestui impuls. Am văzut și lucrări în care materia și gestul scapă sau nu-și propun să se supună acestei rigori. Și această geometrie care relaționează suprafața de spațiu, obiectul de proiecția sa, de reducția sa plană, se retrage în profunzimea suprafeței, profunzimea imaginii, nu pentru că ar lipsi, ci pentru că lasă această aparență de inclusivitate și această nevoie de materie să trăiască în toată intensitatea lucrării. Dar majoritatea demersurilor care compară, care opun, care contrapun forma și materia, care instaurează spațiul prin intermediul formei, dar gândesc forma numai ca instrument al construcției spațiale și într-un mod care gestionează și relația dintre materie și relația dintre formă și spațiu într-un traseu care s-ar putea revendica din Cézanne, dar care este totuși distanțat de mai multe etape ale experienței, compoziției care evoluează între abstract și figură, de acest maestru fără de care foarte multe drumuri din arta contemporană, din pictura contemporană, nu s-ar fi pornit. Există o cultură vizuală pe care prospecțiunile lui Marius Burhan se bazează. O cultură care ține mai puțin de această filozofie foarte, cât de efectul ei asupra imaginii concrete. În centrul acestor preocupări în Marius Burhan se află fără de la spațiu. Spațiul și acest paradox al metaforei bidimensionale, al suprafeței, într-o situație în care el își interzice de la început orice diferență cu modalitatea
modalitățile, cu strategiile tradiționale de construcție spațială ca o excavare într-o profunzime care se lasă undeva în spatele imaginii. Există o trimitere la volum și în aceste lucrări, dar ele sunt indicate într-un act de direct de ramele cu o anumită volumetrie și sunt sugerate și de relațiile care propusează dincolo de decorativ acest demers care interzice, de fapt, cocheteria cu volumetria și plasticitatea. Câteva faze intermediare în care o geometrie foarte visibilă, forme geometrice complexe cu construcții perspectivale tradiționale, dar relaționate cu ele pentru un mod care anulează efectul de profunzime, sau succesiuni de ecrane plane între care se inserează elemente figurative a căror densitate narrativă sau sugestie narrativă implică în mod inevitabil spațialitatea. O spațialitate care nu este senzorială, ci este conceptuală. În felul acesta, pornind din interiorarea suprafeței și a propensiunii spre volum, Marius Burhan ajunge în mod inevitabil înspre o artă conceptuală. Dar această artă conceptuală este, de fapt, să spun, un rezultat care vine să convertească în permanență nevoia de culoare pe santa nevoie de materie. Și aici, unde suprafața este atât de riguros respectată, există pe suprafață depunere de materie culturală. Și spuneam această denunțare unei profunzimi care rămâne ca un proiect și ca o revelie în spatele suprafeței. Sigur, sunt foarte multe probleme de pictură pe care și le pune în această expoziție. Compoziția pe formele dreptunghiulare cu verticală atât de pronunțată, accentuată de o orizontală foarte îngustă. O compoziție care presupune relații foarte bine gândite matematic între jocurile de diagonale ale elementelor morfologice și ale construcției de ansamblu. De fapt, acest joc între elementul din care se compun suprafețele și compoziția de ansamblu este una dintre constantele pictorii lui Marius Burhan. Nu vreau să țin despre relația între abstracție și figurativ, dintre relația dintre spațiu și suprafață și strategiile antrenării spațiului în suprafață. Marius Burhan o face destul de explicit ca de mers. De fapt, trebuie să plecăm de la premisa că toate ciclurile sale de lucrări sunt investigații pentru o o cunoaștere personală a acestor intimități ale picturii și o cunoaștere care în felul acesta se deschide înspre cei care privesc pictura și într-un fel o reafirmare acelei vocații păstrate în modernismul târziu de a permite retoricii limbajului să substituie retorica narației puse în act de limbaj.
Dar cred că este unul dintre traseele interesante ale actei, ale picturii tinerilor generații, ale picturii contemporane românești. Înainte de a încheia, considerând expoziția ca un demers în structurarea interioară a artistului și ca un demers care poate aduce chiar problematicii picturii un aport sesizabil, un aport important. Vreau să spun că Galeria Veronichi s-a deschis, de fapt a fost o dată deschisă la asemenea trasee și poate că dintre dumneavoastră care sunteți în prezență aici și vedeți aceste spații generoase populate de pictură care are curajul să înfrunte culoarea ambientului, să înfrunte ambientul, și poate că cu anumite amenajări care să facă spațiul mai înăuntru, să fiți interesați să continuăm acest program al interogării limbajului cultural, al interogării limbajului sculpturii, graficii, în general a genurilor tradiționale, care nu au fost totdeauna în centrul preocupărilor mele, dar care rămân o constantă și întotdeauna atunci când investigarea artistului sau propunerea artistului, fie că vine dintr-o zonă a impulsului liber, fie că vine dintr-o zonă a narativității presante, fie din această zonă prospectivă, m-au interesat, am considerat că este fie făcut de critice. Este una dintre expozițiile care mă interesează, să deschid. Și cred că vom dezvolta împreună un program incitant pentru artiști și pentru publică potrivit.